Salutare tuturor, după care să facem un tutorial despre cum se cântează pușca și cronolantă la tastatură. Să începem. Am să vă arăt prima oară pe pian, ca să vedeți exact fiecare notă cum se apasă și să vedeți și fiecare tastă. O să vă pun și pe ecran în jos aici, undeva, tastele. Și după care o să cântăm practic propriu-zis la saxofon. Ca să vă spun, o să vă folosiți de notele de la de notele de tastele Q și Y, adică aici nu e foarte mare piesa. Haideți să vă cânt în ce ați vedeți ce face. Așa sună, deci începem. Q, care R. Trei ori, bine? Mergem către Y și facem aici un trill. Vine Y7. Vine. După care iar Y, iar R. Ne mutăm la T. Vine. Înțelegeți? După care vine astea trei, RT, Y. Care urcăm la 7. După ce facem asta, cumpărăm înapoi în Y. Și după aia în T. Practic asta e prima parte. După care partea a doua. Vine înapoi iar Q, ca la început. Practic, la partea a doua se continuă, practic, cu ce a început partea a întâia, după care este puțin schimbată și vine așa. Care iar rută Y. Aici e mai simplu pentru că doar urcați înapoi în 7, după care E și R. Pentru a încheia. Practic, cam asta e, să zicem, melodia. Acum hai să o cântăm propriu zis cum s-ar cuvine. O să vă dați și beat-ul care l-am folosit în descriere. N-am putut găsi ceva mai, nu știu, să zic, de performanță ca să sune mai ok. Dar asta e tot ce am găsit, așa că vă pun să ascultați și să facem. Haideți! Dar nu contează, ai am făcut să iasă cât de cât ok, mă rog. Asta a fost tutorialul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, să dați un pumn de like, să dați și pe Facebook, mi-a făcut foarte mult. Dacă mai vreți tutoriale, vă spuneți la ce melodie, lăsați jos în comentarii și eu o să fac. Eu m-am dus, pa!